iar Klaus Wendler Iohannis cu 31%. Un rezultat estimat de anumite sondaje de opinie, se vorbea despre diferență de aproximativ 10% între cei doi, dar la această oră nu avem voturile din diaspora, nu avem voturile din ultimele două ore, de la 19 la 21, și nu avem voturile nici din Republica Moldova. Și nu avem, în general, sigur, posibilitatea prin acest exit poll să estimăm eventualele manevre. Dacă există cumva manevre, acestea nu pot fi cuprinse într-un exit poll. Marea bătălie, marea barieră peste care a trecut a fost cifra 3. Deci, 30, deci trebuia să depășească 30. PSD, sediul PSD în direct. Mai jos. Este direct? Ce începe? Unde ai președintele care unește?